Vorba de cultură la Radio România Cultural. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Vizauer. Invitatul emisiunii Vorba de Cultură este maestru Sergiu Cioiu. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, bine v-am găsit. Aseară a fost concertul dumneavoastră, maestre. Felicitări. Vă mulțumesc. A fost un concert mulțumesc. Extraordinar, emoționant, formidabil. Un concert care a făcut sala să vibreze. Un concert în care am descoperit ceva incredibil. Am văzut actrițe care atunci când le cunoști în viața de zi cu zi sunt femei frumoase, dar drăguțe, obișnuite, dar în momentul în care urcă pe scenă sunt strălucitoare, radiază. Am auzit povești, întâmplări extraordinare în care actori care erau bolnavi cereau directorului de teatru să programeze spectacole în care erau distribuiți pentru ca să joace, pentru ca să scape în momentele acelea, atunci când sunt pe scenă, de durere, de depresia bolii. Aseară mi-a fost să văd un domn distins pe care l-am cunoscut zilele acestea în cele 4 ediții de emisiune Vorba de Cultură, un om rafinat, un om care întotdeauna avea o așezare culturală și cu o imagine de sobrietate și în aceeași timp de colocvialitate, transformat pe scenă într-un tânăr plin de energie, de patos, care cânta extraordinar, dansa pe scenă. Și atunci mi-am zis, Sergiu Cioiu va trăi 1000 de ani. Pentru că nu știu ce va face, pleacă în Canada, acolo unde locuiește de atâția ani, dar știu că va veni de fiecare dată în România, va urca pe scenă și va întineri de fiecare dată cu 50 de ani. A spus formidabil. N-am să vă pun să repetați tot ceea ce ați spus. E registrat. Sunt impresionat și îmi face o mare plăcere când aud că și oameni care sunt exigenți sau care trebuie să fie exigenți au cuvinte atât de frumoase, cuvinte în urma unui spectacol pe care am avut bucuria să-l ofer unui public în sala radio. Maestre Sergiu Cioiu, cu permisiunea noastră și cu permisiunea ascultătorilor noștri, am să dau un fragment, e 1 minut și 30 de secunde maximum, fragmentul finalului concertului dumneavoastră, pentru ca să vă reamintiți dumneavoastră și cei care nu au fost la concert aseară să știe care a fost atmosfera și ce anume mă determină pe mine să vorbesc cu acest entuziasm. Haideți să ascultăm împreună. Ciao!
Așa a fost aseară, maestru. Sunt un om emotiv, sunt sentimental și în momentul în care mă simt iubit, iubind la rândul meu, mi se pune un nod în gât, mi se adună lacrimi în ochi. Zâmbesc, dar în același timp mă gândesc la trecerea noastră prin timp. Noi trecem prin timp, timpul stă pe loc, n-are început, n-are sfârșit. Oamenii spun, n-avem timp, eu spun, avem timp. E important cum trecem prin el. Cât de tare ne lovim de pereții timpului, dacă ne zgâriem, dacă curge sânge, dacă ne dăm seama că traseul se scurtează datorită faptului că ne dor genunchii sau că ne cade un dinte. Cam asta e. Wow! Am fost printre cei care aplaudau și ovaționau, am strigat bis. N-ați dat bis. De ce? Nici Jacques Brel nu dădea bis. Corect. Eu personal, în mintea mea, în forul meu interior, consider că, de fapt, cel mai mare dintre profesorii mei pe care n-am putut să-i ating a fost Jacques Brel, ca interpret, ca personalitate de scenă, ca vibrație, ca forță. Sigur că am fost influențat și de Aznavur, cu calitatea lui de sobrietate și în același timp de joc și de poezie, de alunecare într-o zonă foarte muzicală. Sigur că am fost influențat și de Beco. Sigur că mi-a plăcut foarte mult și cel cu care m-ați comparat sau m-au comparat cei din de la Figaro. Da. Mm-hmm. Am avut șansa să ajung la Paris când eram tânăr. Am avut șansa să cânt pe această scenă mitică. Am avut șansa să-l cunosc pe Cocatrix, Bruno Cocatrix, marele director al sălii Olympia. L-am cunoscut și pe cel care i-a urmat. Am fost invitat la spectacolele de acolo ca unul dintre cei care are oricând ușa deschisă ca spectator. Mi-ar fi făcut mare plăcere să pot cânta pe scena asta încă o dată un repertoriu ca cel de ieri, dar în Franța e mai complicat și mai ales dacă nu trăiești în Franța. Cam asta este ce am vrut să spun. Bucuria mea de a fi un om de show, un om de spectacol, un om spectacol în România mea, în care m-am născut și în care am inspirat prima licoare, care este aerul, oxigenul, ceea ce simți. Chestia asta nu te părăsește, asta îți dă o anumită forță, o anumită putere și mai ales o anumită ambiție de a reveni, de a reveni. Am vorbit aseară după concert cu maestrul Sorin Dumitrescu, cunoscutul academician Sorin Dumitrescu, artist plastic, și spunea despre dumneavoastră, m-aș întreba dacă nu doresc să-l invit și într-una din ediții să vorbească despre fenomenul Sergiu Cioiu, care are o fervoare extraordinară de a recupera timpul. Și în felul meu am înțeles acest lucru și vă pun întrebarea. Regretați că ați plecat în Canada? Nu știu. Nu pot să spun decât că în momentul ăsta m-aș simți mai bine în România. Dar atunci a fost un moment în care vreau să plec de aici. Pentru că
Nu era cea de azi. Nu era cea de astăzi. Mulți oameni spun că nu s-a schimbat nimic. Eu spun că s-a schimbat. Multe lucruri s-au schimbat în mod esențial. Sunt unele care nu s-au schimbat. Pentru că e complicat, e greu. Țara asta este o țară țintită. Este atât de bogată, este atât de frumoasă, încât toți ar vrea să ia ceva din ea, să o jecmănească cumva, să pună mâna pe ceva. O țară care are Dunărea până la Delta, care are Marea Neagră alături, care are munții ăștia, care are râurile astea superbe, care are încă țărani care sunt curați, care are un Ardeal fenomenal și ăla râvnit. Ce pot să spun? Mă găsesc acum acolo unde ar trebui. Asta e răspunsul. Aseară, maestre Sergiu Cioiu, nu, ieri, în emisiunea de ieri, maestre Sergiu Cioiu, vă întrebasem cum va fi spectacolul și, sincer să fiu, mă așteptam, neștiind care este desfășurătorul acestui spectacol, mă așteptam să aveți momente în care să aveți o discuție cu publicul, adică să fie o întâlnire ca și cum publicul cu care vă întâlniți este unul care vă cunoaște de foarte mult timp și le mai spuneți lucruri. Ei bine, am constatat că sunteți atât de iubitor de muzica pe care o interpretați, de muzica pe care o compuneți, încât nici măcar pauze pentru aplauze nu lăsați. Erați cântec după cântec, două ore și ceva, cu o mică pauză în acest spectacol, în care ați cântat non-stop. Ați cântat fără știme, fără text în față, Doamne, atâtea texte pe care le știți pe de rost și pe care lumea începea să, cum să zic, de fiecare dată după cântec încercau să, adică aplauzele începeau, dar imediat începeați un alt cântec. Rare ori se întâmpla ca aceste aplauze să continue și, culmea, erau toate aplauzele făcute de public în picioare. De ce această grabă? Că înainte de emisiune spuneam, maestre Sergiu Cioiu, că aveți acest patos al bucuriei de a cânta, încât sunteți un interpret egoist. Vă bucurați de acest lucru, lăsați-mă să cânt. Aplauzele voastre sunt foarte bune, dar acum vreau să cânt, vreau să mă bucur de acest lucru. Spunea tânărul Sergiu Cioiu de pe scenă. Eu personal am considerat că este important să ofer și m-am ferit să fiu patetic, dar am avut patosul celui care este dornic să arate ceva din universul lui și să invite oamenii să intre în acest univers. Am cântat foarte multe cântece care nu au fost difuzate, pe care nu le-am adus pe scenă. N-am avut când să le aduc pe scenă. Cântece complicate, cântece complexe. Și am ținut să le cânt unele pentru prima oară în fața unui public. Pentru mine a fost o premieră. Pentru un anumit public a fost o descoperire. Pentru tineret, nu știu, pentru că n-au fost prea mulți. Au fost, știți că eram... Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care lipsești 35 de ani de pe firmament, e greu să convingi noile generații care au fost alimentate cu un anumit tip de cântec să vină să vadă pe Sergiu Cioiu, care
nu, nu-l știm cine e, câți ani are, de unde vine. Parcă, dar parcă nu. Adică îl știm, am auzit noi de el, de la mama, de la tata, de la bunica, de la cineva de pe vremuri. Ori Sergiu Cioiu este încă în situația de a nu înțelege ceea ce alții spun: îmbătrânire, timpul a trecut peste noi, începem să ne doară toate cele. El este încă vital și mulțumesc lui Dumnezeu că este așa. Cum vă păstrați vocea așa de bună? Nu știu, este un miracol. Dar. E un miracol. Ceea ce pot să spun este că mă bucur că o am și că acest lucru este un instrument pe care îl folosesc. Îl folosesc atâta vreme cât rămâne așa. Mm. În momentul în care începe să tremure, în momentul în care simți bătrânețea în glas, nu știu, n-am să spun că am să opresc. Mm. Este suficient. Dar adaptați, puteți adapta, se poate adapta. Sunt atâtea cazuri de cântăreți mari care își reiau cântecele, Aznavur, dar sunt în altă gamă cumva. Aznavur a cântat până la 94 iată, de ani. Dar eu vă spun, nicio grijă în ceea ce vă privește. Având în vedere fenomenul extraordinar ce se întâmplă atunci când sunteți pe scenă, nu am nicio grijă în acest sens. Vreau să vă spun, stimați ascultători, o curiozitate. Mă așteptam, marile formații, mari cântăreți, întotdeauna când vin, chiar dacă lansează un album nou sau dacă vin cu noutăți, la un public pe care îl cunosc, la fanii lor, întotdeauna vin și cu marile lor hituri, da? Mm. Ei bine, Sergiu Cioiu era să și uită de el. Era pe scenă, cântase cu vervă, cum vă spuneam, la un moment dat s-a dus așa înspre culise, în stânga scenei, pe mâna mea, în dreapta scenei a interpretului, sau, ca să vorbim în limbaj de teatru, înspre grădină. Mă duceam înspre grădină, da. Și zice, am uitat. Era să uit, da? Și n-a fost jucată. Nu. Nu. Chiar era să uitați celebrul hit al dumneavoastră, Cântecul Vântului. Da. Interpretat ca și cum era ceea ce ascultasem ca frumusețea vocii, ceea ce ascultasem în înregistrarea Electrecord, nu de acum 40 de ani. Lumea spune că acum îl cânt mai bine. Da. Da, mă rog, asta este o opinie. Aici este vorba nu numai de calitatea vocii, ci și de vorba de alte înțelesuri în versurile ale lui Alexandru Mandi. E adevărat, prima parte a spectacolului a fost creația acestui om care a fost un făurar de cânte cu majuscule. El text și el compozitor, care mi-a dăruit un număr fast de cântece minunate și pe care le port cu mine pretutindeni. Am cântat și în Canada, la Montreal, la Toronto, la Ottawa și oamenii s-au bucurat de aceste cântece. Iar partea a doua, Miron Radu Paraschivescu, Romulus Vurpescu, Ștefan Radov, nu? Da. Bogza. Da, au fost... Cel puțin la Miron Radu Paraschivescu era un recital de actorie, de jazz, de Doamne Dumnezeule, a fost o încântare. Mulțumesc că Attila Wiesauer pentru minunatele vorbe pe care le spui, pe unde să audă niște oameni care n-au fost la spectacol, poate vor veni la următorul, căci următorul va fi în 2020, când voi împlini 80 de ani. Mulți înainte de 4 ori 20, ca să zic așa. Dacă îmi permiți, vă rog. Se împlinesc niște ani de la dispariția unui mare prieten care e considerat cel mai important poet din ultima sută de ani, Nichita Stănescu.
Îmi permit să spun, vă rog frumos, o elegie. Elegia a doua, Getica, lui Vasile Pârvan. În fiecare scorbură era așezat un zeu. Dacă se crăpa o piatră, repede era adus și pus acolo un zeu. Era de ajuns să se rupă un pod ca să se așeze în locul gol un zeu, ori pe șosele să apară în asfalt o groapă ca să se așeze în ea un zeu. O, nu te tăia la mână sau la picior din greșeală sau din adins. De-ndată vor pune în rană un zeu ca peste tot, ca pretutindeni. Vor așeza acolo un zeu ca să ne închinăm lui, pentru că el apără tot ceea ce se desparte de sine. Ai grijă, luptătorule! Nu-ți pierde ochiul, pentru că vor aduce și îți vor așeza în orbită un zeu. Și el va sta acolo împietrit, iar noi ne vom mișca sufletele slăvindu-l. Și chiar și tu îți vei urni sufletul slăvindu-l ca pe străini. Sergiu Cioiu, în ziua în care, a doua zi după concert, omagiile și cununile de lauri, el aduce un omagiu prietenului său și marelui poet Nichita Stănescu. Nu se putea altfel. Nu se putea altfel. De altfel am înregistrat aceste 11 elegii și Omul Fantă ca fiind inconturnabil un spectacol cu toate cele 11 elegii. Am avut bucuria să simt publicul într-o liniște desăvârșită, fără aplauze. La sfârșit au fost multe, multe aplauze, toate închinate lui Nichita, minunatului Nichita, care avea această capacitate extraordinară de a spune el însuși propriile lui poezii, propriile lui poeme. Era un poet care avea poezia cu el oriunde ar fi fost și cu oricine s-ar fi întâlnit. El era poetul. Bucuria lui în momentul în care vorbea era bucuria poetului, era bucuria creatorului de cuvinte. În momentul în care vorbea despre inimă, spunea că inima e mai mare decât trupul, sărind din toate părțile deodată și prăbușindu-se din nou din toate părțile înapoi asupra lui, ca o distrugătoare ploaie de lavă. Adică conținutul e întotdeauna mai mare decât forma. Cunoașterea de sine este simțită în momentul în care materia
care se naște în dureri. Când naști, te doare. Și în același timp, născând cu această durere, pentru ce te naști? Pentru ce se naște? Ca să poată muri. Această a 11-a elegie, unii o interpretează ca fiind ceva patriotic. Ei bine, nu, dragii mei, este o poezie în care este vorba de faptul că ne naștem ca să murim, dar ca să murim frumos, conștienți de faptul că există renaștere. Și primăvara este simbolul acestei renașteri, în care el spune atât de simplu, spune cât de simplu este, încât aproape că este de neînțeles. Iar momentul în care el vorbește despre ceea ce se întâmplă în momentul acela, spune că înainte de toate, noi suntem semințe. Noi suntem semințele, spune Nichita. Noi suntem cei văzuți din toate părțile deodată, ca și cum am locuit de-a dreptul într-un ochi sau un câmp pe care în loc de iarbă cresc priviri. Și noi cu noi înșine deodată duri, aproape metalici, cosim firele astfel ca ele să fie aidoma tuturor lucrurilor în mijlocul cărora trăim și pe care inima noastră le-a născut. Le-a născut. Inima noastră le-a născut. Dar mai înainte de toate, spune Nichita, noi suntem semințele și ne pregătim din noi înșine să ne azvârlim în altceva cu mult mai înalt, în altceva care poartă numele primăverii. A fi în lăuntrul fenomenelor, a fi sămânță și a te sprijini pe propriul tău pământ. Și venisem de la concertul și descoper acum un nou recital pe care ni l-a oferit acum Sergiu Cioiu, un recital despre universul poetic extraordinar al lui Nichita Stănescu. Nichita e undeva acolo, el știe că noi am vorbit despre el, despre poezia lui, despre tot ceea ce nu poate fi ocolit în viață. Și așteptăm Crăciunul, nașterea Domnului Iisus Hristos, și le doresc celor care ascultă să se bucure cu adevărat de naștere, de renaștere, de lumină, de frumusețea Crăciunului, și să se bucure, să se îmbrățișeze, să se ierte și să creadă într-un mâine mai luminos, mai curat. Mulțumesc foarte mult, maestre Sergiu Cioiu. Mulțumesc pentru toată săptămâna, mulțumesc foarte mult pentru concert, mulțumesc pentru acest recital din ediția finală a întâlnirilor noastre din această săptămână. Stimați ascultători, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu uitați, de luni până vineri, la ora prânzului, emisiunea Vorba de Cultură. Toate cele bune! Îți mulțumesc, Attila Vizauer, pentru aceste întâlniri extraordinare pe care mi le-ai oferit.